Servus, dragilor! Mă bucur să ne întâlnim și dacă sunteți noi aici pe canal, bine ați venit! Dacă nu ați ajuns să vizitați până acum Veneția și totuși vă doriți să o faceți, vreau să vă ofer astăzi 10 sfaturi pentru a ajunge și a vă descurca fără mult stres în Veneția. Pentru mine a fost a treia oară, dar cumva a fost o chestie nouă la momentul ăsta, pentru că am mers cu avionul, n-am mers cu mașina. Și o să vă dau 10 sfaturi ca să ajungeți și să vă descurcați fără stres în Veneția. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi din excursiile și din călătoriile mele. Și acum să trecem la subiect, la cele 10 sfaturi legate de cum să vizitezi și ce să faci în Veneția. Sfatul numărul 1. Sfatul numărul 1 este legat de cum ajungi în Veneția. S-au introdus din mai multe orașe din România multe zboruri low cost. Ne-am avut la început în Sibiu, că sunt din Sibiu, numai Vizu și am avut 4-5 destinații, dar spre bucuria noastră, celor care ne place să călătorim, este și Ryanair-ul la momentul prezent. Și atunci este foarte fain să te uiți și să urmărești de unde poți să iei o călătorie, de exemplu, spre Veneția sau alt oraș pentru un city break. În cazul ăsta ne raportăm doar la Veneția. La fiecare companie te poți abona fără nicio problemă, la Ryanair te abonezi la newsletter și îți vine și spune pentru următoarele 24 sau 48 de ore avem discounturi. Sau poți să urmărești că sunt perioade care nu sunt foarte aglomerate și atunci sunt discounturi la bilete sau chiar bilete mai ieftine. Vedeți din ce oraș vreți să plecați și vedeți în ce perioadă este mai puțin aglomerat și luați-vă biletul. Sfatul numărul 2 este legat de o șmecherie legată de bilet. Dacă îți cumperi biletul, de exemplu, cu 10-20 de euro, nu ai nimic inclus decât un bagaj pe umăr sau o poșetă. Deci asta este totul. Dar sfatul meu este să vă luați, de exemplu, ticket cu priority, ai și intrare mai repede în avion, dacă îți dorești, asta nu este obligatoriu, dar este inclus și un bagaj de cabină de maxim 10 kg. Sunt niște dimensiuni acolo, 5, 15, 40, 25, dar ai voie să mergi cu două bagaje, deci eu merg cu rucsacul și cu bagajul ăla de cabină și nu am nicio problemă. Sfatul numărul 3 este legat de transferul de la aeroport înspre Veneția. Noi am ajuns pe Treviso. Treviso este un aeroport un pic mai îndepărtat decât cel clasic al Veneției, San Marco. Și atunci trebuie să faci un transfer care este ca și distanță undeva la 40 de kilometri plus minus. Și există bilet care te transferă înspre Veneția cu 10 euro dus de persoană sau dus întors 19 euro. Suntem în Treviso. Am ajuns la aeroport. O dura foarte repede. S-a uitat peste hârtii, dar doar s-a uitat, nu le-a verificat, am înțeles. Am ieșit în față la aeroport și aici este o agenție Barzi. 10 euro este un bilet dus, 19 dus întors. Are mai multe stații, inclusiv în Mestre, înainte să intri pe insula Veneția. Sfatul 4, dacă cumva ai mașină închiriată și nu stai lângă Veneția și ții cazare undeva mai îndepărtat, poți să-ți iei întrevistul și să-ți închiriezi mașină, nu-i nicio problemă. De multe ori este aglomerat și se stă inclusiv pe podul la care merge pe insula Veneția ca să intri în parcare. Chestia faină este că tu poți să parchezi în Mestre, care este gara, cumva gara oficială a Veneției, înainte de insulă. Sunt parcări tot așa supraetajate. Transferul deja din Mestre, de unde este parcarea sa supraterană până în Veneția, este foarte ușor și o să revin cu detalii. Sfatul numărul 5 este legat de cazare. Noi nu am găsit o cazare acceptabilă din punct de vedere al prețului pe insula Veneția, chiar pe insulă. Pentru că erau niște prețuri foarte, foarte ridicate în perioada în care ne-am dus noi cu avionul. Și atunci am ales să ne cazăm înainte de insulă, lângă stația principală și lângă autogară în Mestre. Și aici am dat de un hotel foarte fain, îl recomand. Ușor de ajuns la el, pentru că ne-am dat jos cu autobuzul care venea dintre Viso exact lângă hotel. Are și mic dejun, este un hotel foarte mare, nu se pune problema să nu ai loc acolo și am găsit la preț rezonabil tripla direct la hotel. Sfatul numărul 6 este transferul de aici de la autogară din Mestre până în Veneția. Ai trei variante, poți să mergi cu trenul, poți să mergi cu autobuzul sau cu tramvaiul. Biletul la tren este 1.5 euro, 1 euro și jumătate și la autobuz 1.3 euro. Este mai frumos cu trenul, doar că noi am avut de mers așa să zicem undeva 5 minute până în gară, acolo trebuie să-ți iei
biletul, este automat de bilete și așa mai departe. Te duci la tren care pleacă destul de des, din sfert în sfert de oră, deci chiar super fain și ai până noaptea târziu întoarcerea cu trenul. Dar noi am avut noroc pentru că exact în spatele hotelului era stația de autobuz. Ne urcam în autobuz și înduceam până în autogara din Veneția. Deci cu urcare până într-un euro și jumătate este transferul, dus întors, fără nicio problemă. Autobuzele se termină undeva pe 11 și jumătate, dar cu trenul poți să vii și după miezul nopții. Din locul unde ajungi, din autogara sau din, dacă treci cu trenul din gară, există Vaporetto care te poate transfera până în centrul Veneției, până în piața San Marco. Noi am ales să mergem pe jos pentru că este foarte pitoresc și este foarte frumos să mergi în Veneția pe jos, să descoperi locurile. Sfatul numărul 7 este legat de un bilet. Cum să te poți descurca acolo? Există, noi le-am luat de la hotel, este bilet de 24 de ore. Deci în momentul în care îl activezi, ai 24 de ore fizice pe care poți să folosești biletul ăsta. În afară de tren, ai autobuzele și Vaporetto, inclusiv tramvaiul cu care te poți deplasa. Și asta ce este foarte fain, că tu poți să iei autobuzul, cum l-am luat noi autobuzul, se activează acel card și după aia poți să mergi cu Vaporetto, să faci atât turul insulei Veneția, cât și să mergi între insulele care sunt acolo. Și revin cu detalii. Sfatul numărul 8 este legat de mâncare. Nu alegeți să mâncați în zonele foarte aglomerate. Vă dau un exemplu, lumea începe cu un aperol spriz de dimineață, într-adevăr viața sau ziua are o altă culoare după ce începe cu un aperol, dar dacă mergi în zonele foarte consacrate, poate să coste până la 12 euro un aperol. Dar în zonele nu foarte consacrate, poți să bei cu 3,5-4 euro aperolul. Plus că dacă mănânci în zone consacrate, uitați-vă la copertă, că scrie copertă. Adică dacă tu te așezi la masă, faptul că ai stat la masă și ai servit masa, îți ia 2 euro de persoană sau 3 euro. Și în zonele consacrate am găsit și 4 euro copertă. Și unele au inclusiv servicii care le includ încă 10 sau 15%. Ieșiți din zonele consacrate, mergeți în piețe mai mici. Am găsit restaurante coordonate, să zicem așa, de chinezi sau de asiatici, care n-aveau nici copertă, nici servicii și mâncarea foarte bună. Sfatul numărul 9 este, dacă urmați sfatul meu și vă luați biletul de 24 de ore, poți să mergi cu Vaporetto între toate insulele care sunt pe lângă Veneția. Există 4 insule care merită vizitate. Este insula care are plaja Veneției, Lido. Poți să mergi cu Vaporetto și să stai la plajă dacă prinzi o zi însorită și vrei să te bucuri de soare. Este Murano, o anumită sticlă de Murano. După care este Burano. Noi n-am mai fost până acum pe Burano, dar din punctul meu de vedere este cea mai frumoasă insulă de acolo. Și mai este Torcello. Nu este foarte dezvoltată sau nu este dezvoltată din punctul de vedere al turismului, dar e un pic mai sălbatică și am avut o experiență foarte faină pe Torcello. Deci dacă v-ați luat biletul, beneficiați din plin de transportul între aceste insule. Sfatul numărul 10 este legat de vizitarea obiectivelor turistice din Veneția. Din cauza pandemiei, numărul de turiști era redus în Veneția. Nu erau asiatici, nu erau multe grupuri, nu erau prea multă lume pe acolo. Și atunci, noi, dacă ne-am dorit să vizităm anumite obiective în trecut, că am mai fost de două ori, nu am reușit pentru că erau costuri foarte mari și petreceai foarte mult timp în soare și în coadă. S-a întâmplat de data asta să putem vizita palatele din Veneția, să putem vizita Campanila, unde erau 3-4 persoane maxim sau câteodată și deloc. Și am reușit să vedem și noi Sfințitul de sus din Campanila din Veneția. Astea sunt cele 10 sfaturi pe care le dau dacă aveți dorința sau intenția să ajungeți în Veneția. Mai am încă 2 sfaturi bonus pentru voi. Primul este, din punctul meu de vedere, nu să mergeți să cumperi apă din magazine din Italia. Ce este foarte fain în Italia, în Roma am descoperit și acum pe insulele astea, sunt cișmele cu apă. Poți să-ți faci refilul apă și apă foarte bună. Și următorul sfat este, abonați-vă pentru că o să urmeze încă 2 postări despre Veneția. Una mai inedită, care n-am făcut-o până acum. Dragii mei, vreau să spuneți și mie aici într-un comentariu cum mi se par sfaturile mele și mai am o întrebare, rugăminte la voi, urmăriți și următoarea postare cu Veneția pentru că este ceva nou și să-mi spuneți și mie cum mi se pare din punct de vedere la ceea ce voi posta. Nu plecați prea departe, că urmează încă 2 postări cu Veneția, așa cum am zis, și să ne auzim sănătoși. Zile minunate și Doamne ajută-vă! Ciao, pa!